Turi Ștefan, binecunoscutul artist și dansator, are de peste 50 de ani o pasiune. Aceasta a fost ridicată la nivel de artă. Metaloplastia este o tehnică pe care puțini artiști plastici se încumetă să o abordeze. De-a lungul timpului, artistul stabilit la Câmpul Lung a avut numeroase expoziții și s-a bucurat de aprecierea oamenilor de specialitate. În aceste zile, lucrează la câteva tablouri care vor fi expuse în această vară cu ocazia împlinirii vârstei de 79 de ani. Acum lucrez la o icoană, Maica Domnului cu pruncul. Că dacă tot am avut o bucățică de cupru, zic să las încă o amprentă în lucrările mele. Dar, din câte am văzut, aveți mai multe lucrări. Da. Nu sunt definitivate. Hai să povestim puțin despre ele. Astea care le-ați văzut, urmează să le pun pe lemn, să le finisez. E o întreagă muncă de-aia, decisiv. Nu e ușor. Nu v-ați plictisit? Nu, Doamne ferește, păi asta mă menține în viață. Sper să am un prieten care îmi spune: băi, Ștefane, tu să ajungi la vârsta lui regelui Mihai. Știi, adică, da. Lucrările dumneavoastră au făcut parte din mai multe expoziții, da, și colecții particulare. Hai să vedem care sunt și pe unde au ajuns. Da, de fapt, ăsta e un hobby foarte vechi, de 55 de ani. Și de câte ori plecam în străinătate cu trupa, făceam expoziții și în străinătate. Așa că îți dai seama că sunt cam peste tot, în toate casele. E minunat când lași ceva în urma ta. În primul rând, ăsta mă ghidează, de fapt, să muncesc. Și vorba lui înaltul, lui Calinic, a dat interviu pentru mine, o să-ți spun mai târziu despre ce este vorba. Zice: Turi Ștefan este ca și pictorul Mutu în cupru. Adică, îți dai seama, m-a asemănuit cu marele pictor. Marele zugrav. Marele zugrav Mutu. Da. În general... Anul acesta ce veți face? Vă se spune unde? Anul acesta, ca în fiecare an, o să fac o expoziție la Big, la noi, în Orășel, de vârsta mea. Întotdeauna, de ziua mea, vreau să zic, fac o expoziție cu lucrări noi. Pentru că asta simt eu până mai simt. În atelierul artistului am întâlnit încă o persoană de profesie inginer care primește lecții despre cum se sculptează în cupru. Adrian Pavel, căci despre el este vorba, a finalizat o primă lucrare, iar povestea debutului artistic pornește de la o unealtă. Asta a fost unealta, ca să nu-i zic altfel, care m-a determinat să încep. Văzând la dumnealui o unealtă similară, mai zic, eu am pe acasă așa ceva, că mi-am dat seama că asta este cea mai importantă, unealtă cu care poți să modelezi tabla, nici prea groasă, nici prea subțire, undeva la 0,2 mm și să poți să-i dai viață pur și simplu. Mi-am adus aminte că pe vremea când lucram la montaj hidroenergetic, băieții mei mi-au făcut un act de trasat, care act de trasat e ceva similar cu ăsta, pe care îl foloseau să traseze, să debiteze și să facă fel de fel de subansamble din material metalic. Nu o găseam, o perioadă am căutat-o, nu o găseam. După ce am găsit-o, m-am hotărât, zic, vin la maestru și o arăt. Mă pusese, dar nu puteam să, că dânsul avea treaba dânsului, nu puteam să iau eu unealta din mână ca să lucrez. Și când mi-am făcut eu unealta, mi-a zis: maestre, asta o fi bună? Poți zice, e potrivită, e nemaipomenită. Și o perioadă a lucrat cu ea și, într-adevăr, este o chestie care a fost, să zic așa, începutul, că dacă nu ai această chestiune, nu poți să începi. Nu poți să începi, pentru că este un act de trasat cu cap vidia, care este potrivit pentru a lăsa aceste urme magnifice pe o tablă care nu are niciun pic de viață inițială. Să nu mai spui tablă, să spui numai cupru. Cupru. Că tablă e și pe casă. Viața lui Turi Ștefan se leagă de lumea baletului, a filmului și, în mare parte, de modelarea cuprului. Tablourile artistului împodobesc biserici și colecții particulare din țară și străinătate.